Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Semne și Simboluri. Sunt Ștefan Bratosin și împreună cu Mihaela Tudor am deosebită plăcere să primesc în cadrul acestei ediții a emisiunii Semne și Simboluri pe Abraham Marian Cioceanu, șef de lucrări la Universitatea Ecologică din București, director la Bio România. Bine ați venit la noi! Bine vă găsesc, sincer mă bucur, este pentru prima dată când sunt invitat la postul noastră de televiziune, îmi face o deosebită plăcere și sper ca ascultătorii și telespectatorii noastre să înțeleagă mai multe lucruri despre ceea ce înseamnă agricultura ecologică. Tocmai de aceea v-am invitat, dar înainte, ca să abordăm subiectul din ediția aceasta a emisiunii noastre, o voi invita pe Mihaela Tudor să vă prezinte în câteva cuvinte, pentru că telespectatorii noștri vor să vă cunoască mai îndeaproape. Mulțumesc, bine v-am regăsit și eu în această săptămână. Este o plăcere să avem un invitat care îmbină trei dimensiuni din activitatea umană. Este vorba despre activitatea pedagogică, este vorba despre activitatea de cercetare și activitatea de expertiză de teren, să zicem așa, în domeniul bio. Un domeniu sau un cuvânt care este pe buzele tuturor, dar pe care poate că nu mulți dintre noi, și eu mă număr printre ei, nu cunoaștem atât de precis distincțiile, tainele și diferențele față de să zicem, de produsele, de viața cu care suntem obișnuiți și care îi spunem că este nebio. Convențională. Convențională, da. Abraham Marian Cioceanu este șef de lucrări, doctor la Universitatea Ecologică din București. Predă discipline în zona agricultură ecologică, ecotoxicologie în programul de licență, managementul resurselor agricole, impactul politicilor agricole asupra calității mediului, exploatarea resurselor zootehnice în scopul diminuării impactului asupra mediului în programul de master. Nu întâmplător vă prezint aceste elemente pentru că dumnealui are și o vastă activitate în zona de cercetare pe proiecte internaționale susținute și finanțate mai ales de organismele Uniunii Europene și în același timp o activitate de expert în cadrul organismelor naționale și internaționale în acest domeniu al agriculturii ecologice sau în domeniul bio, ca să vedem un pic apoi bioecologic, cum jucăm cu aceste două elemente. Mă opresc aici pentru că discuția este foarte pasionantă și cred că o să tac mult și o să ascult la fel de mult. Domnule Cioceanu, aș dori să începem cu începutul pentru ascultătorii și telespectatorii noștri și anume să lămurim conceptul acesta de bio. Bineînțeles că orice concept, ca orice lucru, are sensul pe care îl dăm. Acum depinde unde ne plasăm când dăm sensul acesta și îmi închipui că dumneavoastră puteți să ne lămuriți un pic cu poziția pe care o au anumiți actori în domeniul acesta și cu poziția pe care ați întâlnit-o legată de cei care sunt interesați de ceea ce numim bio. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc, chiar m-am simțit copleșit așa de prezentarea care mi-ați făcut-o. Am fost prezentat în multe situații, conferințe în țară, în străinătate. Nimeni nu mi-a pus un astfel de diagnostic, această trivalență a activității mele. Vă este un constat mult al unei activități pe care dumneavoastră o faceți, da, în realitate. Este. Să zicem că cercetătorul are obiceiul să facă sinteze. Eu, fără să vreau să devin foarte modest, chiar îi mulțumesc Dumnezeu că am avut acest har să, în anumite situații ale vieții mele sau destinul carierei mele m-a dus în așa fel încât am ajuns în acest stadiu și prima mea întâlnire cu agricultura ecologică a fost în 2001 când chiar nu știam nimic, dar m-am întâlnit din poziția de consilier al Ministrului Agriculturii, responsabil printre alte domenii, creșterea animalelor, medicină veterinară, și de agricultură ecologică și am fost confruntat cu... Și în calitate de expert. Eram consilierul ministrului,
În anul 2000 se aprobase legislația BIO în România, dar era o simplă ordonanță de urgență și care trebuia implementată cu hotărâre de guvern de ministru. Și din partea ministrului asistam și coordonam într-un fel, raportam ministrului cum se implementează această legislație. Am fost obligat să învăț. La început am crezut și eu, cum cred și astăzi, din păcate foarte mulți, că este ceva așa, o variantă pentru oamenii mai cu bani și, sau eu știu, care vor și altceva, din... Sau mai fițoși. Mai că... fițoși, am evitat așa să folosesc cuvintele așa mai uzuale astăzi, pentru că agricultura ecologică e un lucru mult mai profund și mult mai... spuneați dumneavoastră, Adinauri, și v-am corectat, dacă, eu știu, pot să spun așa, spuneați produsele nebio și am spus convenționale. Exact. Din păcate, am ajuns, pentru că omul, prin cunoștințele sale care vin de la... de când s-a înfruptat din pomul cunoștinței binelui și răului, a descoperit și bine și rău, și în momentul când în lume s-au descoperit primele îngrășăminte chimice, Julius von Liebding, în 1860, fiind un chimist, cercetător, era mânat de o curiozitate. Cum anume vii și pui o căruță de bălegar pe, eu știu, un teren agricol și crește producția? Dacă nu pui bălegarul acela, nu crește. Și el a zis, dom'le, ce e în acest bălegar face să crească? Și a găsit cele trei elemente, azot, potasiu, fosfor, le-a sintetizat chimic și pe termen scurt a obținut același rezultat și a spus, evrica, asta e, am găsit, mai venim cu căruța, venim cu un sac, e suficient. Și tot el, asta a fost primul lui tratat. Industria a prins ideea, a început masiv să producă aceste substanțe chimice pentru agricultură, dar el, continuând cercetările, constată că aceste trei elemente fac să sărăcească solul, îi scade fertilitatea, provoacă eroziunea solului și aduc dezavantaje pe termen mediu și lung. Este un dezastru pentru fertilitatea solului, pentru pământul respectiv. Și am mai scris încă 5 tratate în care explică efectele negative și imploră factorii de conducere să oprească această chimizare, dar din acest moment cutia Pandorei s-a deschis și atunci tot ce era bio înainte, era bio de la natură, da. Îi spunem, am fost obligați la produsele care nu se obțin cu substanțe chimice de sinteză să-i găsim un alt cuvânt, o altă denumire. Și aici apare unele popoare, spuneați de acești trei termeni. Oficial, prin reglementele europene, termenul de ecologic, biologic sau organic sunt, zic eu, sinonime din punct de vedere juridic, adică se referă la aceleași regulamente, aceleași reguli la nivelul Uniunii Europene și fiecare stat membru, în funcție de limbaj, își alege unul din cei trei termeni. Asta este o altă problemă din punctul meu de vedere, creează multă confuzie, unii zic bio, eco, organic, exact. Se gândesc că înseamnă altceva, din păcate sau din fericire înseamnă același lucru. Și este, pentru noi am înțeles și fermierii noștri, fac o paranteză, foarte mulți, sunt oameni credincioși, oameni care cred într-un Dumnezeu adevărat, cred Scriptura și aceștia nici nu așteaptă niște profituri foarte mari peste noapte și ăștia sunt adevărații fermieri bio. Deci au o anumită etică în funcție de care își fac afacerea. Da. Și ei, cum să zic, chiar sunt convins că produsele lor sunt de foarte bună calitate. Avem un membru și care este din biserica noastră, adventist, la fel produse miere de albine, produse de calitate deosebite și cosmetice pe bază de miere de albine. Nu știu dacă e voie să dăm nume de firmă la dumneavoastră, dar în orice caz, ai dumneavoastră telespectatorii trebuie să-l cunoască. Deci și marea
Adică, din punct de vedere moral și etic, ar trebui ca produsele bio, agricultura ecologică, să se numească pur și simplu agricultură, iar tot ce este chimizat ar trebui să poarte un alt nume. Agricultură chimizată sau produse obținute chimic. Prin procese, da. Dar, din păcate, noi suntem un pic... decalați. Așa, o excepție, dar, de fapt, noi suntem în regulă. Le mai spun eu când am ocazia, mai ales în această dispută cu organismele modificate genetic, principiile agriculturii ecologice sunt milenare. De mii, de zeci de mii de ani, oamenii pe aceste principii au obținut... Eu chiar vreau să vă întreb, dar până acum n-a existat agricultură ecologică? Omul cum și-a făcut produsele lui în... Din punctul meu de vedere, din grădina Edenului, totul era ecologic acolo. E adevărat, necertificat, dar n-aveai nevoie să certifici pentru că nu aveai de ce. De om. Și mai mult, avem un verset în Biblie, este în capitolul 1 în Geneza, dacă nu la începutul celui de-al doilea, în care spune că Dumnezeu, după ce a creat toate lucrurile în ziua a șasea, s-au uitat la ele și toate erau foarte bune. Da? Și erau create de Dumnezeu, erau foarte bune și, din păcate, după niște mii de ani, datorită cunoașterii omului, a găsit el o metodă să le facă mai bune. Mai bune decât a făcut Dumnezeu. Și cum am spus, pe un an, doi, trei, într-adevăr, producția e mai mare. Dar în timp este nociv și pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea celor care consumă astfel de produse. Și nu degeaba am zis că o să mă interesez, dar n-am reușit să aflu cine a pus, a definit la Uniunea Europeană, agricultura ecologică are un moto. În toată Uniunea Europeană, motto este good for nature, good for you. Asta înseamnă bun pentru natură, bun pentru tine. Și este exact ce spuneam acum, Dumnezeu a creat natura și omul și dacă omul ar fi rămas în creația lui Dumnezeu, ar fi fost bine și pentru om și pentru natură. Când omul vine cu inteligența lui, deșteptăciunea lui și perfecționează ce a creat Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, lucrurile se întorc împotriva omului și împotriva naturii. Deci, din câte înțeleg, există o delimitare științifică a ceea ce numim bio. Adică, sigur, o producție agricolă fără... Nu știu dacă colegul nostru poate să focalizeze pe acest mic dreptunghi verde cu o steluță în formă de frunză. Începând din 2012, este simbolul care este obligatoriu pe toate produsele bio care respectă regulamentul european de producție ecologică bio din Europa și este obligatoriu să avem acel semn distinctiv care înseamnă produs bio fabricat în Uniunea Europeană. În același timp, am înțeles că există o dimensiune etică sau această viziune bio reprezintă un punct de atracție pentru persoanele care, sau pentru agricultorii care, vorbim acum numai de agricultori, de cei care produc, de producători, care au o viziune a lumii diferită. O viziune religioasă a lumii. Mi-aș permite să vă completez. Agricultorii care, zic eu că l-au înțeles pe Dumnezeu sau îl cunosc pe Dumnezeul adevărat și în același timp și o parte din consumatori. Iar fără să vă laud acum că sunt la dumneavoastră aici, consumatorii, că suntem la ei adventiști, practicanți, care chiar cunosc din biserică tot felul de învățături ale Elenei White. Legate de alimentație. Sunt în top din punctul meu de vedere, cât cunosc eu lumea neoprotestantă și lumea creștină în general. Tot ce înseamnă alimentație nu este egalat de nici... Eu am fost de două ori la Hergelia și cu familia, cu copiii și acolo... fac aici o paranteză, că suntem așa
destăinuiri între noi. Așa, v-am spus că viața, destinul, dar eu zic că pronia divină, m-a purtat în niște situații foarte interesante. În primăvara anului 2007 am stat 3 săptămâni într-o mănăstire ortodoxă, dar extrem de strictă, care respecta canoanele care sunt la muntele Athos. Era și postul Paștelui, că de-aia chiar am vrut să mă duc acolo. Da, da. Când am plecat de acolo, v-am spus că am primit acea definiție, care chiar primită n-am găsit-o nicăieri. Și la nici o lună, o lună jumătate, nu știu cum, mă rog, tot niște prieteni adventiști mi-au spus: du-te la Herghelia, o să-ți placă, e ceva extraordinar. M-am dus cu familia, soția, băiatul care avea 12 ani și în cele două locații pot să zic că mi-am desăvârșit sau am ajuns la o altă treaptă de înțelegere a vieții, a naturii, a agriculturii și în final a agriculturii. Asta era în 2007, iar cred că trecând prin această experiență, având și funcția de lector universitar la Universitatea Ecologică, au fost motivele care m-au colegii care am lucrat în grupul de inițiativă al asociației, m-au propus și m-au ales președintele Asociației Bio România. Efectiv, acolo la Herghelia, și astăzi spuneam unei doamne de la Comisia Europeană, care a venit să ne auditeze la un program din acesta de promovare, îi recomandam și dânsei Herghelia și tocmai spuneam că așa veni și vorba, că vin la dumneavoastră la emisiune. Trebuia și am spus, ei continuă auditul, pe mine m-au scuzat, era fiul meu care avea atunci 12 ani, acum are 20, și după ce am plecat de acolo le povestea unor medici, rezidenți, tineri, ce este colesterolul bun, colesterolul rău, ce este stresul, ce este diabetul. Deci, o educație, o formare... O explicare pe un limbaj atât de simplu, da, și din punct de vedere biblic, și eu personal am înțeles de ce nu e bine să mănânc un ceva sau altceva, pentru că altfel ești frustrat, adică nu mănânc dulce, nu mănânc zahăr, nu mănânc făină albă. Sună doar ca o interdicție și atât. O interdicție, da. Nu mănânc că nu e bine, dar eu aș vrea să mănânc. Când înțelegi de ce, ce ți se întâmplă în organismul tău, atunci e mai ușor să... Eu am o întrebare și tot pe această direcție noastră. Colaborați mult și cu partenerii din străinătate și aveți o experiență în direcția asta. Există o altfel de etică a fermierilor, agricultorilor ecologici în față de etica celor care sunt în agricultura convențională, ca să mergem și, pe... Și. Și, și. Și, și. Am avut o discuție despre verzi. Da, da. O parte din tot ce înseamnă partide verzi sau la noi în lumea asta bio sunt foarte mulți care sunt cu filozofia, cel puțin împărtășesc filozofia aceasta orientală, budistă, etc., yin, yang, nu mă pricep foarte mult, dar este o zonă din fermierii din România, foarte puțin, mai mult traderi. Dar în străinătate, că vorbeam de străinătate, de exemplu, Pierre Rabhi, nu știu dacă vă spune ceva, dumneavoastră trebuie să vă spună că e din zona, este membru de onoare al Asociației Bio-România, are niște proiecte în România, așa ne-am cunoscut. A fost un lucru extrem de interesant și emoționant. Ce v-am povestit eu cu primele cercetări și cum a apărut agricultura chimizată, le știu de la Petre Papacostea, în prezent are 86 și 7 de ani. Este un pionier al agriculturii ecologice în România. Pe vremea lui Ceaușescu, în anul 1981, a reușit, asta mi-am spus că este un miracol de sus, să tipărească o carte, Agricultură biologică, în 1981, un plin lagăr comunist în Europa de Est, în dictatura spre apogeul ei. Cea mai cruntă, da. Și în condițiile în care soția dictatorului coordona petrochimia și agricultura trebuia intens chimizată, Petre Papacostea a reușit, i-a scris lui Ceaușescu și Ceaușescu înțelesese că este nociv această chimizare intensă.
cu toate că da, el... Nu mă opareteză, da, da. Legați-ne la Pierre Rabhi și într-o parte era Petre Papacostea și a explicat istoria lui cum în lagărul comunist a avut această descoperire și a reușit să promoveze, să scrie această carte, iar pe de cealaltă parte Pierre Rabhi ne povestea că el s-a născut în deșertul algerian, în da. Sahara, și acolo în deșert a înțeles și a văzut că o jumătate de pahar cu apă face diferența între viață și moarte. Și din această închisoare a naturii, deșertul, a înțeles și a dezvoltat, este pionierul agroecologiei în lume, iar celălalt, Petre Papacostea, dintr-un lagăr comunist, a înțeles, el a studiat foarte mult Rudolf Steiner, Petre Papacostea, da, da, agricultura biodinamică, și amândoi le-am oferit o diplomă simbolică de membru de onoare al Asociației Bio-România, și Pierre Rabhi și foarte Petre Papacostea. Foarte interesante cele două paradigme, una da, dinspre natură da, și una dinspre dintr-un sistem, da, de fapt, social. Exact. Mai avem 3 minute, emisiunea trece foarte repede și aș vrea să răspundem la o întrebare pusă de cineva care spune: de ce neapărat bio? De ce este bine? De ce este bio asociat binelui? Este o ideologie care se dezvoltă sau în mod real corespunde unei nevoi umane? Foarte simplist așa răspunsul e dat chiar în motoul oficial în Uniunii Europene. Good for nature, good for you. E bine pentru natură, e bine pentru sănătatea umană. Da, asta umană. Poate să fie o ideologie. Acum, o logică simplă, fără să fii medic, doctor sau eu știu ce cercetător, în momentul în care tu nu folosești niște substanțe care sunt dovedite otrăvitoare, ca să nu mai zic explozibil. Dacă vă aduceți aminte, la Oklahoma a fost acel da, atentat, o camionetă, deci o tonă jumate de îngrășământ din acesta pe bază de azot, pus în camionetă, sau cazul Mihăilești. S-a răsunat acel camion cu motorină, o scânteie și este un exploziv extraordinar, de puternic. E, acest azot, aceste pesticide, pesticid, vine din două cuvinte, unul grec și unul latin, care ambele înseamnă omor, exact, pestos și exact, cid. Deci e moartea multiplicată. Da? Care omoară, ce omoară? Viața, gângănile, dar acea otravă rămâne pe frunze, pe fructe, în bobul de grâu, în bobul de porumb și în doze mici, e adevărat, care mâncăm azi, eu știu, o pâine care a fost topită cu, sau un suc din acesta care nu e bio și are urme de pesticide, dar în 10 ani, în 20 de ani, 0,01 miligrame pe kilogram, ajungi la niște doze care declanșează anumite boli cronice. Deci, neavând aceste substanțe chimice, e adevărat, reziduale, ca să nu mai vorbim, astea sunt din partea agricolă, dar ce ne facem în partea de industrie alimentară, unde otrava nu se dă pe pământ și o parte din ea rămâne rezidual. Otrava se pune în produsul respectiv. Și nu spun eu, sunt teste clinice, sunt foarte multe, așa zisele generic denumite E-uri, care după 3, 4, 5 ani de utilizare s-au interzis de către Uniunea Europeană. S-au constatat că sunt foarte toxice. Deci 5 ani ne otrăvim, după care, stop, nu sunt bune, se inventează altele care mai durează încă 5 ani ca să demonstreze că poate să mai toxice decât celelalte. Și mergem într-o astfel de spirală a morții în final. Sigur că da. Iar avantajul produselor bio sunt că nu includ aceste substanțe chimice și vorbeați dumneavoastră de o etică și e foarte bună remarca, este cel mai înalt standard de bunăstare animală din tot ce se cunoaște în sistemul agricol sau de zootehnie. Eu cred că este o concluzie formidabilă pentru cei care doresc viața. Eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în bio, această... Bio înseamnă viață. Sigur. Tocmai de aceea am spus da, viață. Eu vă mulțumesc și doresc să vă ofer ultimul număr din revista Semnele Timpului, pentru că suntem în emisiunea Semne și Simboluri. Vă mulțumesc mult! Mă bucur că ați fost cu noi în această ediție a emisiunii Semne și Simboluri. Rămâneți în continuare cu Speranța TV, iar pentru săptămâna care vă stă înainte, fiți atenți la Semne și Simboluri.